Piluci! Hai, mergem la plimbare? Hai! Haide, puiu! Hai la plimbare! Haide! Hai, bubu! Hai! O luăm și pe Udi după noi? Udi! Hai să vedem dacă vine și Udi. Dumnezeule, vii și tu! Hai și tu! Haide! Au venit amândouă maimuțele! Și veverița! Și vulpița! Hai, mami! Haide! Hai, veluți! Hai! Hai să mergem! Hai, Gașcă! Hai, Gașcă, zurli! Exponat de coada acolo! Uitați-vă ce coada are maimuța asta! Udi! Așa, arată-ne coada în toată splendoare. Cât de stufoasă e. Da. Cât de stufoasă e. Aia era problema. Aia era problema. Nu te tăvălisei de mult. Aia era problema. Veverițoi. Veverițoi stufoși și prăfoși. Hai, veverițoi. Hai, băi, zuzumic. Udi. Udi! Hai, mama! Hai că nu te va pe fazanul! Haide! Ia, uite și pe vulpi! Hai, mami! Eu nu pot să cred că tu stăteai acasă, rămâneai acasă pentru că era zdreanță acasă. Vulpi! Hai, mami! Hai că nu găsești fazanii acolo! Nu sunt acolo, mama, că au fugit! Hello, hello! Bonjour! Ce faceți? Astăzi începem daily vlog-ul de la plimbare, de pe câmp, cu un companion neașteptat, total neașteptat, și anume cu Vulpi. Este prima dată când Vulpi vine cu noi. Este prima și prima dată. Nu știu dacă prima dată, efectiv, când am venit la plimbare, parcă a venit și ea cu noi. Sau numai zdrență și cu... Oh, happy au venit cu mine, nu mai țin minte. Dar am senzația că totuși e prima dată când vine Vulpi. Pur și simplu m-am trezit cu ea după mine, m-am trezit cu ea în spatele meu și după cum cred că auziți, bate un vânt foarte delicios. Happy, nu vrei turturici? Cred că turturici erau alea. În ciuda faptului că este soare și ai zice că e cald, nu, este foarte frig. Este... înfiorător de frig, au fost temperaturi cu minus azi noapte, ceea ce a fost minunat, pentru că, da, cineva s-a apucat să planteze fasole din timp și, da, mă rog, nu e neapărat o problemă că o să rezolvăm și cu fasole mai am dacă e să o schimb, nu, așa. Ideea este că am ieșit puțin la plimbare să-mi dezmoltesc picioarele, pentru că în ultimele zile am fost foarte urât, a fost foarte frig și am zis să o iau pe Happy cu mine, că așa de când am murit zdrență, nu... am mai ieșit la plimbare și m-am trezit cu Vulpi după mine, ceea ce nu-i rău, eu mă bucur că sunt fetele cu mine și încercăm să ne adaptăm la viața fără zdreanță, care e foarte ciudată. Dacă vă ziceam în vlogul trecut că este foarte ciudat fără scărpinici, este de 100 de ori mai ciudat fără zdreanță. Că zdreanța având 18 ani, practic îl știu de o jumătate de viață aproape. Îl am de o jumătate de viață și cu toate că n-am fost tot timpul lipită de el, că am fost plecată în oraș, am stat în oraș, am fost la facultate, mă rog. Aoleu, cât de bine miroase asta. Niște gunoi de graj de aici. A dus. Și cu toate astea, îmi lipsește foarte tare, adică e foarte goală curte fără el, nu știu, foarte ciudată curte fără el și da, e ciudat să, chiar dacă în ultima vreme nu mai era atât de mobil și nu mai era atât de activ, îmi lipsește. Și apropo de asta, chiar mă gândeam că eu mental încerc să mă pregătesc pentru momentul ăsta de vreo 2 ani. Și oricât ai încercat să te pregătești mental, pentru că știam că e bătrân și pentru că știam că nu mai poate și pentru că știam că o să-i cedeze ceva la un moment dat, pentru că era imposibil, n-avea cum, fiindcă
E prea, prea bătân și a trecut prin prea multe, că dacă ar fi fost un cățel din ăsta care să fi fost, nu știu, pur și simplu ținut... Nu înțeleg de ce s-a făcut foc aici, în mijlocul drumului. Cine a făcut foc și pentru ce? I don't understand. Anyway, încă un gunoi de graș. Mi-e miroase foarte apetisant. Așa. Dacă ar fi fost un cățel care să fie, nu știu, din punct de vedere al sănătății, ok, pe linia de plutire, înțelegeam. Adică ar fi, nu știu, ar fi fost... Dar el a trecut prin foarte multe și chiar mă gândeam că el în sine, ca animal, cățel, cum vreți voi să-i ziceți, este o lecție, pentru că a trăit cu atâta demnitate cățelul ăla și a murit cu demnitate și... De-aia mi-e greu fără el, dar teoretic acum suntem mai mult o casă de fete, adică eu, Vulpi, Happy și cu Woody. Pe Jimmy nici nu-l punem la socoteală pentru că ăla e mai mult plecat, așa, umblă după fete. Prin urmare, am rămas mai mult fete în casă, da? Ceea ce iarăși e foarte ciudat, că eram la un moment dat asediate de băieți. Și dacă vă ziceam că e foarte ciudat că am două pisici, acum e și mai ciudat să am doi căței. Pentru că doi căței n-am mai avut de înainte să se nască Zdreanță. Și ultima dată când am avut numai doi câini a fost când îl aveam pe tatăl lui Zdreanță și pe mama lui Zdreanță. Pe Blăbuș și pe Cookie. Atunci, da. Dar, într-un fel, îmi pare bine că s-a terminat cu tochinul pentru el. Îl dureau toate oasele, nu mai puteam să-l ajut cu nimic, era... Și n-a fost morocănos nici măcar o secundă, adică morocănos în sensul să fie agresiv sau să te respingă sau nu. El era tot timpul dornic să-l mângâi, să-l iubești, să te bagi în seamă, să îți lase o bală pe tine dacă se poate. Știți? Adică... Da. Și... Oricât am zis eu că mă pregătesc mental pentru episodul ăsta, n-am reușit. Dar o să trecem și peste și o să fie mai bine. Mi-am luat câteva zile așa în care să-mi permit să fiu mai tristă. Dar acum trebuie să ne revenim, că mai avem și alte treburi în viața asta și ne putem opri. Au, și mi-am amorțit mâna. Și nu știu dacă ați observat, dar am mănușile mâini. Și așa o cafea, mi-am luat și cafeaua cu mine în termos. Am mănușile pentru că e frig și bate și vântul ăsta și foarte rece vântul. Dar să... Și... Hai, puiu! Da, mama! Aoleu! Cine e cel mai fericit copil din lumea asta? Cine e cel mai fericit copil din lumea asta? Este visul lui Happy. Ea este cea mai fericită când plecăm la plimbare. Îi place atât de tare să alerge, să joace, să... Da, mama! Se joacă cu mine, bine, de la distanță. Nu mă lasă să pun mâna pe ea, sub nicio formă, dar... Și îmi place de ea, apropo, ca chestie, îmi place de ea că e foarte ascultătoare. Dacă îi zic să vină, strigat-o și a venit. Și nu pleacă foarte departe. Sau dacă îi zic să nu intre undeva pe într-o anumită direcție sau nu se ducă într-o anumită direcție, mă ascultă. Dar în curte, dacă e să facem chestia asta, nu. În curte, nu. Așa, aici că nu suntem la noi pe proprietate, mă ascultă. Așa, ziceam de frig, că îmi zicea și vecinul meu că a fost foarte frig azi noapte. A înghețat apa. Asta este riscul. Încă este martie, hello, dă. Este normal, teoretic este normal să se întâmple. Eu țin minte că am prins niște luni de martie în care era zăpada până la genunchi, adică să pun eu fasole și alte plante și răsaduri și alte chestii, martie deja e ceva foarte avantgardist, ca să zic așa. E plăcut că e liniște. Așteptând câte un avion care trece pe deasupra, așa, aici e liniște și nu prea ai șanse să te întâlnești cu nimeni care să zică ceva. Da, mama! Olo! Fericirea de pe lume! Fericirea de pe lume! Ține fericită! Ține pusea fericită! Hai! Hai, puiu! Ha, pupusea mea! Da, mami! Hai că să mai dăm mama un bonus. Când ajungem acasă, mai dăm mami un bonus la fata. De fapt, la amândouă. Și la maimuța aia neagră, care e pe undeva pe acolo, pe la capătul drumului. Da, iubita mea! Da, prin puiul meu! Așa. Și... Chiar dacă nu e cel mai grozav peisaj și de asta de a ieși și de a nu mai auzi mașini și de a
nu mai urla nimeni în creier. E foarte plăcută, știți? Măcar așa pentru 10-15 minute cât ne plimbăm noi. Și plus că ne mișcăm. Adică facem mișcare. What the heck is that? Ah, e un gunoi. E o chestie, o folie sau nu știu ce Dumnezeu e acolo. Și prima dată am crezut că e un cățel. Că mai sunt și alți căței, nu numai mei, care pe aici pe câmp. Și mai sunt căței vecinilor care... Așa. Da, nu. Așa. Și... E tare plăcut. Și cred că e foarte important să-ți găsești o chestie din asta în orice mediu ai sta și în orice mediu ai fi, să-ți găsești un lucru din asta care să te destreseze, să te relaxeze, să, nu știu, să te facă să schimbi puțin peisajul sau să schimbi atmosfera ca să te liniștești. Spre exemplu, pe mine m-a apucat foarte mult tare anxietatea când am multe mașini, că dimineața la 6 și seara pe la 4 când trec, se circulă foarte tare pe stradă pe la mine. Mă, nu știu de ce, dar m-a apucat așa o stare de anxietate. Udice! Ți-ai făcut, mami, te-ai întors singurică? Te-ai întors jumătate de drum singurică? O, Doamne, aoleo, câtă dragoste! Aoleo, ce iubește toată lumea! Aoleo, aoleo, câtă dragoste pentru reuniune! Hai, puiu! Hai, iubita mea! Vrei să te iau în brațe? Hai! Da, mami! Haide! Da, nu ți-a mai fost frică să te întorci! Bravo, fata mea, bravo! Hai, hai, puiule! Cine este un răsfățel? Cine este un răsfățel? Cine este un răsfățel? Cine este un răsfățel? Oh, ce te întinși! Ce faci? Hai la mami! Hai, vii la mine? Haide! 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 Oh, este prima dată după foarte, 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 foarte mult timp în care m-a lăsat să... Mi-a atins mâna cu năsucul. Dar vedeți că nu se apropie de mine. Oricât aș vrea eu, nu se apropie de mine. Nu se apropie de mine. Nu mă bagă în seamă. Dar mami mă bagă în seamă. Mami mă iubește. Da. Hepiluț? Hepiluț? Țipă, mă! Țipuiu! Țipita mea! Țipăpușa mea! Ce cumpete! Ce cumpete! Vrei să mergem și astăzi la plimbare? Mergem și astăzi, vedem dacă e ud. Hello, dragilor! Ce faceți? E un pic de vânt care nu-mi place în continuare. Astăzi m-am trezit și ploua. Da, eram foarte fericită că mama îmi spunea că la ea plouă și zic că aici nu plouă, e nora, dar nu plouă. Și când mă uit mai bine pe geam, ploua. Și a fost destul de aiure. După care a fost în nora. Acum a ieșit soarele, dar bate vântul. Again, în continuare îmi bate vântul. Și enervează vântul ăsta, că parcă nu pot să fac nimic din el. Și am ieșit și eu pe afară să văd ce se mai întâmplă pe aici, ce mai e nou. Am o cafea pe aragaz, l-a făcut. Și vreau un pic de cafea ca să mai iau niște energie. Și în rest, toate bune și frumoase. Mi-am făcut unghiile astăzi, pentru că dacă tot nu reușeam să fac nimic din ce-mi propusesem, pentru că astăzi îmi propusesem să îmi... filmez niște materiale, să-mi fac niște materiale, stați așa. Așa, să fac niște content pentru net și nu am lumină. Și dacă n-am lumină bună, am zis, las-o așa. M-am apucat să-mi fac unghiile și între timp, e și soarele. Așa, la soare e bine, da. Dacă n-ar vedea vântul ăsta, ar fi și mai bine. Și cafeaua. Și am pus-o în cana asta cu Hedwig. Ia uitați căpșunei mei! Mă uit la ei de la vlog la vlog și îmi dau seama că se schimbă lucrurile, adică se întâmplă lucruri bune. Acolo, în punctul ăsta de aici, așa, în zona asta, vedeți unde e golul ăla, cred că ăla de acolo nu s-a prins, cred, nu știu, vedem. Și la fel am și în partea cealaltă unul care cred că nu s-a prins, dar în rest suntem bine. Tot în timpul am senzația că a mișcat cineva ăsta de aici. Uitați, acolo, în punctul ăla. Vedeți? Acolo. Așa, aici. Iarăși facem turul în grădini, dacă tot am ieșit. Uitați că a crescut iarba de când am tuns-o. Doamne, e dublă față de când atunci când am tuns-o. Trebuie să o tun iară. Aici. Se întâmplă ceva.
și nu știu ce exact, ca să vă zic. Fazani, mă strigă fazanii. Happy, te strigă fazanii. Stați așa, să punem cana aici, de preferat să nu cadă, dacă se poate. Așa, astea sunt ridichile, am înțeles că aici sunt ridichile. Băt, chesca se sa. Asta cred că e spanac, cred că e a doua tură, că am mai pus odată spanac în urma aluilalt. Dar văd că și aici cred că e tot spanac. A, uite, ăștia sunt morcovi, chiar ziceam, chiar astăzi ziceam mamei mele că nu cred că mi-au ieșit morcovi. Și uitați că au ieșit, ce să iasă. Yay! Ia, hai să dăm ăsta ușor la o parte, să vedem. Da, n-am răbdare. Repet, răbdarea e o virtute cu care nu m-am întâlnit în viața asta. Cred că încep să iasă și morcovei. Că mă speriasem, zic, mă, ce Dumnezeu, nu-mi ies morcovii? Și aici ce am pus? Asta este bălărie sau este tot spanac? Asta e ceapă. Da, deci asta e tot spanac. Acolo o să trebuiască să răresc, că-i prea des. Mă rog, o să-l mai... Și ceapa asta de aici este mai frumoasă decât aia din partea ailaltă, că aia din partea ailaltă este aproape terminată, pentru că m-au ajutat ciorile la ea, vă aduceți aminte? M-au ajutat ciorile la ea și numai bine că mai am și puțin usturoi. Vecina mea spunea că să mă apuc să pun usturoi, dacă mai vreau usturoi verde. Eu știu din experiența de anul trecut că nu mi-a ieșit usturoiul pe care l-am pus. Așa, nu știu dacă vedeți voi în umbra asta a mea. Eu mai sunt aici câteva firicele de ceapă care sunt foarte amărâte. Dar vedeți ce diferență? Eu cred că am fost de fapt de vină arpagicul pe care l-am pus. Că și anul trecut la fel, ceapa aia pe care am pus-o anul trecut și ăsta era arpagic care mi-a rămas anul trecut. Și l-am pus în toamnă, l-am aruncat așa în silă. Tot așa, a ieșit foarte firav, foarte amărât. A ieșit și... cred că de vină a fost arbagicul, nu neapărat solul sau ceva aici. Dar mai sunt câteva firicele pe care o să le scot și o să încep să pun iarăși alta, că mai am arpagic, am luat în plus. Sălățica mea este... Bine, începe să fie veselă. O să trebuiască să încep să o mut de aici, să o iau așa bucățică, bine, să mai crească, evident. Așa, ăsta trebuie rărit. E tot spanac, aia zic. Că o să am acum la spanac, să-mi satisfac toată pofta de spanac pentru cât n-am avut. Astea sunt ridichile. Voi sunteți cam înghesuite aici, zic eu. Ar mai trebui să mai renunțăm la câteva din ele. Și... o să facem loc să punem și alte plantuțe aici. Coșul ăla iarăși este foarte vesel. Ce e bine la spanac este că rezistă mai mult decât salata, adică poți să-l rup și poți să-l reîntinerești și ai practic frunză de salată până târziu de tot în vară încolo, nu trebuie neapărat să stai numai în baza salatei, că știți că salata se duce relativ repede. Ai acum primăvara, început de vară și după aia îmbătrânește. Da. Mm-hmm. Și it's very nice. Iar mai trebuie niște pământ aici, dar supraviețuim și așa. Că până la urmă a trebuit să vin în casă, că bătea atât de tare vântul că n-are sens să mai insist să filmez afară. Am un fir de păr de undeva. Nu știu dacă e al meu sau al vreunei vietăți negre pe care am pupat-o, că este și Jimmy prezent. În ultimele zile a fost și el mai prezent. Chiar am avut o zi întreagă în care, aproape o zi întreagă în care a stat numai la mine în brațe și a dormit și m-a pupat și imediat după ce a murit zdrență, cred că la vreo două zile, nu că ar fi simțit el, nu, n-a fost ca Udi, că Udi a simțit când a fost supărată și s-a băgat toată mine, s-a lipit de mine și iarăși acum de când a murit zdrență nu mă scapă din ochi, nu de asta, ci pentru că este un egoist și a vrut el să fie ținut în brațe o zi întreagă, de aia, nu pentru că ținea la mine. Așa, ieri am fost, apropo de grădină, am fost la magazin și... am zis să mai iau niște semințe, că nu mai luasem de mult. Și am luat niște semințe din asta de floarea soarelui, din asta decorativă, pentru că am zis să pun și din asta. Dar de ce nu? Și am zis mamei mele de ele și a zis că vrea și ea și o să-i trimit și ei, pentru că se pare că ea nu găsește acolo, nu știu de ce, dar nu găsește. Am mai luat niște zorele ca să termin de pus, că nu mi-au ajuns acolo, dacă la gard în spate, de tot în spatele curții, așa. Am mai luat un plic de dalii, pentru că a doua tură de dalii este, constă din 3 dalii, ceea ce este magnific. Niște morcovi, pentru că eram foarte convinsă, mai am sămânță de morcovi, dar eram convinsă că sămânța aia pe care am pus-o nu a ieșit, ceea ce am văzut că nu e adevărat, începe să iasă, abia acum, după 150 de ani. Anyway, bine și așa. Și am mai luat niște petunia, pentru că ghivecele mele cu petunia le-am lăsat afară.
când a fost figul. Și încă n-au răsărit, dar nu știu dacă vor mai răsări. Așa, vom încerca, vedem. Nu știu, încercăm și eu. Să vedem, dacă nu răsar, o să semăm plicul ăsta și ne descurcăm cu el. Că v-am zis, anul trecut am semănat din astea din plic și mi s-au părut odioase pentru că erau lungi, nu știu, subțiri, așa, nu, descrierate cumva. Și nu mi-au plăcut. Și am zis să... Am aflat după aceea unde am greșit, grație TikTok-ului, și numai bine că anul ăsta zic să încerc din nou și să văd dacă este adevărat ceea ce am văzut și dacă pot să remediez ce am greșit, sau și eu petuninele frumoase cum cumpăr de regulă de la, v-am zis eu, de obicei cumpăram de la cineva care se ocupă de flori, de plantat flori. Ah, da, și... Oh. Cafea asta e de genială. Vreau să vă mai zic de lacul de unghii pe care l-am acum. Este ăla de la Diamond Nail? Da. Diamond Nails. V-am mai zis eu, este firma aia ungurească de aduc din Ungaria produsele. Și ăsta este numărul 156. Culoarea asta pe care o vedeți, cred că se vede mai roz, mai turbată pe cameră decât este în realitate. Este un roz așa prăfuit, mai închis, așa un dusty pink, mai așa, și am zis să mai schimb puțin bejul ăla cu care sunt eu de obicei. Este a doua oră când îmi fac unghiile cu culoarea asta și prima dată s-a întâmplat un fenomen foarte ciudat cu care am mai avut de-a face și știu că atunci a fost vina top coat-ului, clar. Și anume că mi-am aplicat culoarea, a stat bine mersi două zile pe unghia mea, după care a început să dispară culoarea. Și vreau să văd dacă este vina culorii sau este vina top coat-ului. Culoarea asta nu se înțelege cu top coat-ul pe care l-am, care este de la Cupio. Și nu înțeleg dacă, de ce ar fi așa, ăsta este top coat-ul, e top coat-ul clasic de semi, de la Cupio. Și nu înțeleg pentru că mai am de la ei, mai am lacuri de unghii și nu se comportă, n-am pățit așa, adică bejul ăla cu care mă vedeți, bejul la rozaliu cu care mă vedeți de obicei dată, este tot de la Diamond Nails și sau nu? Nu. Ultima dată am fost dată cu ce? De la Diamond Nails sau de la ce? Stați că nu mai știu. Nu, e de la... E, nu, ultima dată ce am avut pe unghii a fost Every Saturday de la Melchior. Dar am mătasa ăla sidefat, da, de la Diamond Nails și n-am probleme, adică nu-mi dispare de pe unghii, dar nu știu ce se întâmplă. Și acum am zis să mai dau o dată și să vedem dacă se comportă la fel, dacă iarăși pățesc aceeași chestie. Dacă... Da, atunci nu știu, probabil va trebui să iau un alt top coat. Așa. Și... Altceva nou sub soare, nu am nimic, trebuie să adun astea pe aici, trebuie să-mi adun stația de făcut unghii. Mă scoate din sărite vântul ăsta, pentru că aveam planul să fac chestii pe afară, adică aveam chef să și ies weekendul ăsta, ce-i drept, aș fi avut chef să mă duc undeva să ies, să, nu știu, nu neapărat în oraș, pentru că s-ar putea să fie aglomerat, dar să ies undeva, să mă duc undeva. Și nu am... niciun plan, n-am fructificat ideea asta și n-am făcut nimic și atunci am propusesem să rămân să fac diverse prin curte, că na, ați văzut deja cât a crescut iarba într-o săptămână și puțin, ceea ce mă sperie, că am zis că mai am și eu măcar o lună, două de grație până începe nebunia cu iarba. Dar în ceea ce privește grădina, vreau să vă zic de câteva chestii, apropo și de semințe și de astea, că... m-am gândit că propusese cineva să pun, dau cu niște biostimulenți la căpșuni, dacă tot i-am pus, și am zis că nu dau, pentru că nu vreau să dau, adică în ceea ce privește, exceptând pomii, unde v-am spus că acolo e o problemă clară cu insectele și nu, efectiv, nu faci nimic dacă nu dai, o să încerc pe cât posibil să folosesc sau să nu folosesc substanțe din astea chimice, să nu folosesc îngrășământ chimic, vreau să mă feresc cât de tare se poate de treaba asta. Chiar asta era unul din planurile pe care vroiam să le pun la punct acum în weekendul ăsta, și anume să fac un fel de butoi. Am un butoi mare acolo în grădină, cred că l-ați văzut, că l-am filmat, îl plimbă vântul de colo-colo. Și vreau să fac un butoi special pentru compost din asta, să fac, să adun tot felul de resturi de alimente și tot felul de chestii din astea, să fac compost, că aparent tentativa noastră de a face compost aia cu
grămada aia de paie, care da, acum e o grămadă de paie, n-a reușit și atunci o să încerc prin varianta asta cu, cu butoiul, că s-ar putea să fermenteze și să fie, având în vedere că se creează un microclimat, mă rog, e o chestie mai complexă, știți despre ce vorbesc, cred că în butoi am mai multe șanse și mi-aș dori, dacă în tot sufletul, să găsesc niște râme. Și cred că o să trebuiască să mă duc cu Happy pe câmp, să căutăm râme. Da, pentru că avem nevoie de râme pentru așa ceva. Populația de râme este absolut înfiorător de scăzută în zona asta. Drept dovadă și starea pământului. Că nu știu dacă ați văzut, dar pământul e cam galben, așa e lutos. Tocmai de aia, pentru că nu sunt râme, pentru că au fost distruse. Zona asta în care stau eu era considerată pe vremea tatălui meu Vitre, când era colectivizare așa, mamei mele și mă rog, așa, și era considerată lungă, era cea mai propice zonă de, pentru agricultură, de aici din comună. Mai sunt și alte zone, dar asta era cumva cea mai propice pentru că e relativ aproape de Dâmbovița. Și în decursul anilor, Dâmbovița a trecut și a tot schimbat cursul și era considerată zonă de lungă, o zonă foarte fertilă și a fost exploatată în prostie în perioada comunismului, pe perioada colectivizării și de-aia pământul arată atât de rău, adică este atât de rău pentru că pe vremea aia nu prea se ținea cont, adică nu prea țineau ei cont de ce îngrășăminte foloseau și așa mai departe sau cum exploatau pământul și acum se văd efectele și e un pământ rău, așa că de-aia am și cumpărat pământ când am pus căpșunii și pentru ghivece și așa mai departe, pentru că nu, am încercat în anii trecuți. Și apropo de treaba asta cu grădinăruitul, am observat că sunt destul de multe reacții printre specimene care mai ajung așa pe aici, pe la mine, pe canal. Pentru că au niște reacții din astea la care mă aștept și le știu și vin din faptul că la noi grădinăritul e văzut ca fiind o muncă degradantă în mod paradoxal, adică este practic munca de pe urma căreia chiar trăim, fizic trăim, că mâncăm, da? Dar la noi grădinăritul este văzut ca o muncă degradantă, ca ceva rău, ca ceva... Și mai ales tinerele generații au chestia asta, cum să mă murdăresc eu, cum să mă mag, nu știu ce. Lucru, să știți că și eu căzusem cumva în capcana asta, adică și eu am fost pe acolo și tocmai de aia vorbesc, pentru că știu că și pe mine mă luaseră la un moment dat aerele, știți, și mă luase pe câmpie așa. Și multă lume are impresia că să grădinărești trebuie să pui în primul rând hectare de roșii, de castraveți și așa mai departe. Cum face vecina mea? Ea are mentalitate. Ea zice, ce ți-ai pus tu acolo un spârc, ce ai aia nimica toată, păi dar ce aia e grădină, ce ai tu, că nu știu ce. Ideea cu grădina este să produci măcar câteva chestii pentru tine, adică să fie chestii pentru tine, să fie cât mai naturale, să le faci tu. Și eu încerc să privesc treaba asta cu grădinăritul din perspectiva englezească. M-am zis că tot uitându-mă pe la englezoice, mi-am dat seama că, băi, stai un pic, că nu e chiar așa cum vedem noi în România treaba asta. Și dacă nu știți, cei mai buni grădinari ever, cocoșul ăla chiar este isteric, deci mă enervează. Nu stă pe cap. Cei mai buni grădinari sunt englezii. Și mă uitam la ei cum acționează și cum privesc lucrurile și cum se comportă și care e mentalitatea lor pe partea asta și mi se pare fascinant și nu înțeleg de ce noi nu putem să fim așa, de ce noi ne încăpățânăm să punem munca în general de orice fel ca fiind degradantă. Da, știu că cele mai multe care vă uitați la mine și care sunteți constante nu sunteți în categoria asta și știu și vă mulțumesc că de aia sunteți aici și de aia și filmez, că știu că multora vă place și știu că multe ați vrea să faceți și voi să aveți o mini grădină așa, dar nu trebuie neapărat să confundăm grădinăritul cu ceea ce făceau bunicii noștri când erau în cizme de cauciuc și erau murdari de pământ sau de baligă până la genunchi și se chinuiau și stăteau o zi întreagă pe câmp și îi arda soarele și mureau de deshidratare și așa mai departe. Adică nu trebuie să vedem la modul ăla grădinăritul. Poate să facem chestii banale, gen să spui într-un ghiveci, într-o jardinieră,
nu știu, să ai tu ceapă verde, să ai tu verdeață, să ai tu din astea, ierburi aromatice, ca să nu mai cumperi tot felul de prostii, da? Să ți le pui tu, să ți le îngrijești. Și este vorba de mecanismul sau procesul în sine de a face lucrul ăsta. Nu e neapărat ideea de a grădinării, cât efectiv toate acțiunile astea pe care le faci, dacă le faci, nu cu scopul de a, nu știu, te salva, să zicem că de pe urma ăsteia trăiești. Dacă eu nu trăiesc de pe urma a două mini-straturi pe care le am, hai să fim serioși, și nu trăiește nimeni din atâta. Dar e vorba de faptul că simplu proces, că te duci acolo și vezi plăntuțelele și le semeni și le vezi cum cresc și te voie să le uzi și ai grijă de ele și, nu știu, îți dă o satisfacție deosebită că faci ceva, că ai creat ceva. E atât de relaxant. Acum înțeleg eu treaba asta cu relaxare. Când auzeam oameni care spuneau, vai, ce mă relaxează să grădinăresc, eu nu înțelegeam, ce, Doamne, iartă-mă, te relaxează la grădinării? Pentru că imaginea mea era aia pe care mi-o arăta mama, cu sapa în spinare, cu mungit, cu oase rupte, cu pământ, cu mizerie, cu nu știu ce. Adică poți să reduci totul la o scală mai mică, nu trebuie neapărat să ai, cum vrea vecina mea, ea are 80 de ani și e toată ruptă de scolioză și vrea să-și pună 300 de fire de roșii, ceea ce nu știu dacă știți, dar e enorm. Adică e foarte mult. 300 de fire de roșii să le pui să le îngrijesc, nu e mult. Și face chestia asta pentru că ea asociază a grădinării cu o muncă forțată pe care trebuie să o faci, din care trebuie să produci foarte mult și care nu știu, trebuie să fie tot timpul pe exces. Eu nu mă văd așa, adică eu o văd mai degrabă ca pe un hobby pe care să-l faci ca să te relaxezi. Și exact ce vă ziceam și la începutul clipului, e chestia asta că la noi nu mai avem lucruri care să ne relaxeze sau de fapt privim relaxarea greșit, dacă mă întrebați pe mine. Adică ideea noastră de relaxare este să stăm în fața unui ecran și să ne uităm la ceva ce nu ne solicită mental. Fie că asta înseamnă manele, fie că asta înseamnă o emisiune din asta de comedie de proastă calitate, fie că înseamnă bârfe, fie că înseamnă știri de proastă calitate și așa mai departe. Adică, pentru noi, relaxarea înseamnă ideea asta de a nu face efectiv nimic și de a sta doar așa cu ochii ațintiți într-un ecran și de a simți cum creierul se desumflă, știți? Ceea ce e cât se poate de nesănătos, adică e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. Că revin iarăși la exemplu cu Einstein, care când nu preda la facultate, nu făcea experimente, nu studia, nu făcea chestii, ca să se relaxeze cânta la vioară. Nu știu câți dintre voi ați cântat la vioară, eu nu, dar mai cunoscut câțiva oameni care când știau să cânte și care au luat cursuri de vioară și vioara nu e chiar cel mai ușor instrument din lumea asta, da? Așa, și nu e chiar o chestie atât de relaxantă să cânți la vioară. E, dar de ce? Pentru că este vorba de relaxare activă. Știți voi că e vorba aia că se moare creierul de la televizor sau cum era, nu așa era formularea, ceva cu se gelifiază creierul sau se moare creierul de la televizor că te tâmpești. Păi cam așa e, este adevărat, pentru că în momentul în care tu consumi chestii care nu te stimulează mental sau singurul tău stimul mental este ce a zis aia și în momentul în care ideea ta de relaxare este ce a mai bârfit și cu cine s-a mai bătut și cine pe cine a mai înjurat sau chestii de genul ăsta, normal că și șansele tale de progres ca om sunt foarte slabe și în egală măsură șansele societății de progres sunt foarte mici. Înainte oamenii se relaxau citind, mergând la teatru, având discuții semi-inteligente, să spunem, discutând așa, pe când în ziua de astăzi ideea de relaxare este să spui cocul în cap ca femeie și să stai să te uiți pe Facebook sau pe Instagram sau să critici viața altora sau să te uiți la emisiuni din astea cretine. Și de aici se întâmplă o grămadă de lucruri care se întâmplă, știți? De aici pleacă toate astea. Pentru că ne-am pierdut valorile, ne-am pierdut reperele, ne-am pierdut, știți, centrul ăla în jurul căruia să ne învârtim. Și înțeleg că lucrurile nu pot să rămână într-un singur loc, adică nu pot să mai fie cum au fost, nu putem să
să, nu știu, să ne comportăm ca cum se comportau oamenii în perioada interbelică. Da, sau să avem același stil de viață. Sunt, înțeleg treaba asta, dar de aici și până la a face din prostie și din aroganță și din înșelătorie și din multe lucruri din astea care înainte erau considerate imorale, până a face la, din lucrurile astea nu știu, ceva de mândrie, un lucru de mândrie, din lucruri imorale e distanță, știți? Asta vreau să zic, că am ajuns din atâta relaxare ca lucruri care înainte erau imorale și erau interzise sau erau nu erau acceptate de societate, acum să fie regulă, acum să fie un standard de fală, de mândrie, că uite ce am făcut eu, ceea ce este... Din punctul meu de vedere este dezgustător și mie greață și știu că am mai avut cu multe dintre voi și mă împărtășiți viziunea. Este trist și dureros și grețos punctul în care ne aflăm și direcția în care o ia lumea noastră. Dar da, de aia zic că de aici plecasem. Trebuie să privim, nu știu, partea asta, nu, acum eu îți dau un exemplu cu grădinăritul că mi-a venit în minte, dar nu trebuie să privim lucrurile de genul ăsta ca fiind ceva degradant. Iarăși, atâția oameni care îi denigrează pe ăia care muncesc, care au un program de la 9 la 18 sau de la 8 la 5 sau whatever, cum o fi el, care muncesc, atâția oameni care spun că dacă ai un job normal, ești... De unde și până unde am ajuns în punctul ăsta? Și cum am reușit să ajungem în punctul ăsta? Deci pe mine mă frapează și mă șochează lucrurile astea. De ce gândim așa? Bine, răspunsul foarte simplu este gândim așa pentru că ni s-a... Exact ce ziceam, nu mai avem repere, nu mai avem valori și nu mai avem capacitate de selecție și nici nu mai vrem să le construim. Dar, mă rog, eu tind să cred că suntem pe aici câteva și câțiva care mai facem față și mai încercăm să facem și altceva. Da, anyway, am intrat într-o zonă în care nu știu dacă avem neapărat de când să intru, dar pur și simplu mi-a venit de acum că tot vreau să stau să beau cafeaua asta. Da, sorry de rant că na, m-a apucat rentul așa, dar da, eu o privesc strict ca pe un hobby, nu o fac de obligație, nu o fac că n-am ce să mănânc, nu o fac nici că trebuie urgent să o fac, nici că, nu știu, așa și nici nu mi se pare degradant. Guess what? Da, chiar nu mi se pare degradant, din contră, mi se pare... Ce are? Avea un sticker pe spate aia. Din contră, mi se pare chiar foarte, foarte fain să ai genul ăsta de hobby-uri care să te relaxeze și să îți dea o stare bună și care să te deconecteze de la lumea din jur, de la lumea exterioară, știți? Pentru că treaba asta poți să o faci singur, nu trebuie neapărat să ai pe cineva și nu trebuie să ceri aprobarea cuiva pentru treaba asta. Da, o să mă duc acum să fac ceva de mâncare. Cred că vreau să fac niște paste astăzi. Spaghete, by the way. Ah, mai să vă zic și de treaba cu fasting, o idee, dar nu mă pot mai zic acum că m-am întins deja mult. Dar o să vă zic și pe aia. Și o să vă povestesc, dar da, pentru moment cred că atâta și mă duc să fac niște spaghete, ceva, paste, habar n-am, păriu, ceva și mai povestim după aceea. Dragilor, ce faceți? Tot cu cafeaua lângă mine sunt. Vlogul ăsta este făcut din bucăți și bucățele pentru că au trecut câteva zile de la
ultima parte pe care ați văzut-o, dar nu-i bai, este bine. Update în ceea ce privește unghiile mele, că rămăsesem să vă zic, mi se decolorează. Trebuie să le dau astăzi jos neapărat, că mă enervează, că mâine trebuie să plec undeva și nu pot să mă duc cu ele decolorate. Ar fi culmea. Și da, nu e asta cea mai mare problemă a existenței noastre, dar ideea e că vremea este foarte instabilă și mă enervează și ba plouă, ba iese soarele, ba e vânt, da, e ceva de groază. Am reușit, astăzi am pus niște arpagic. Cred că am filmat ceva, că vă ziceam la un moment dat pe la începutul vlogului, vă spuneam că vreau să mai pun niște rânduri de arpagic ca să am ceapă verde, că vreau să am ceapă verde cât mai mult timp. Am făcut asta. Ce am mai făcut? Am mai pus la germinat niște semințe de lavandă, pentru că vreau să-mi plantez lavandă. Mie nu-mi place lavanda, nu-mi place mirosul de lavandă, dar îmi place așa ca plantă și prin curte mi se pare că arăta foarte bine. Și numai bine că aseară mi-a apărut un clipuleț în care se explica de ce nu-ți iese lavanda când o semeni, că eu anul trecut am semănat și nu mi-a ieșit. Și asta pentru că semințele germinează foarte, foarte greu. Sunt foarte tari și sunt foarte uscate și germinează foarte greu și atunci trebuie să le pui întâi la germinat, să le moi și de-abia după aia să le pui în pământ, că altfel nu vor ieși. Și am făcut asta și în rest nu mare lucru. Mi-am pregătit acele butoaie de care vă ziceam de un butoi, că am un butoi pentru compost. Le-am pregătit, am mai pregătit unul pe care vreau să-l folosesc pentru a face un îngrășământ din urzici. O să vă explic. Acum plouă, că aș fi vrut să vă explic la fața locului, dar plouă. A început iarăși să plouă, da. Și așa că o să vă arăt în alte vloguri, dar am pregătit și alea și în rest cam nimic. Mi-am făcut un duș pentru că mă simțeam cam murdară. Și acum o să mă apuc să-mi fac diverse chestii, să-mi planific agenda pe săptămâna viitoare, că o să începe să se aglomereze treaba pe la mine. Which is good, because busy is blessing. Și trebuie să mă organizez, trebuie să aranjez puțin pe aici, trebuie să fac o grămadă. Sunt puțin așa un pic de haos, dar ne revenim. Ce mă bucură e că ne revenim. So, mulțumesc dacă v-ați uitat la vlogul ăsta. Nu știu cât de interesant a fost, nu cred că a fost foarte interesant, nici nu mai aduc aminte exact ce am filmat sau ce v-am zis. But anyway, dacă ați rezistat până la final, I love you, you are my family, ca întotdeauna, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!